ISIS vă prezintă gala 10 oameni de valoare pentru Constanța. Domeniul sportiv. Elena Frâncu este cea mai valoroasă handbalistă lansată de Handbalul Constanțean și din 1990 conduce Direcția pentru Sport și Tineret a județului Constanța. Octavian Belu a intrat în cartea recordurilor ca cel mai de succes antrenor din lume, cu un palmares de 16 medalii olimpice de aur și un total de 279 obținute la diverse competiții internaționale. Ana Porgras a obținut în 2010 titlurile de cea mai bună gimnastă româncă a anului și cel mai bun sportiv constanțean. Club Volei Municipal Constanța a obținut 3 titluri naționale cucerite între 2007 și 2009 și 6 cupe ale României obținute consecutiv în ultimele sezoane. Handbal Club Municipal Constanța a scris istorie în handbalul românesc în ultimii 10 ani. 5 titluri naționale obținute din 2004 și până în prezent și 2 cupe ale României sunt doar parte din performanțele extraordinare realizate. 10 oameni de valoare pentru Constanța. Pe 7 martie 2011, la Pavilionul Expozițional Constanța, un eveniment organizat de ISIS Medical Center, parteneri media, Telegraf și Neptun TV. Trecem acum la secțiunea sport. Se acordă trofeul 10 oameni de valoare pentru Constanța Clubului Volei Municipal Constanța prin directorul executiv, domnul Serhan Kadır, și întreaga echipă este invitată aici în scenă în fața noastră. CVM Constanța este echipa grație căreia volei românesc a crescut în valoare în ultimii ani. Formația vechiului Tomis a ridicat ștacheta aducând în campionatul autohton jucători și antrenori de mare valoare. Rezultatele s-au văzut imediat. 3 titluri naționale cucerite între 2007 și 2009. 6 cupe ale României obținute consecutiv în ultimele sezoane. Exemplul profesioniștilor de la CVM a fost urmat apoi și de alte cluburi din România care au învățat astfel care este rețeta succesului. Locul 3 în Challenge Cup în anul 2009. CV Tomis este o formație bine cunoscută și respectată în Europa și fiecare adversar, indiferent de renumele său, îi tratează pe alb-albaștri cu maximă atenție și prudență. Tomisul continuă și în acest sezon lupta pentru obținerea a noi performanțe și nu renunță nicio clipă la ceea ce definește practic acest club, ideea de a fi cel mai bun. Felicitări clubului, primește trofeul directorul executiv, domnul Serhan Kadır. Bună seara! Bună seara! Suntem într-adevăr deosebit de onorați de faptul că o instituție medicală care se ocupă de sănătatea populației a reușit, printre toate obligațiile pe care le are, să remarce și sportul. Sportul care, prin tot ce face, contribuie și el la sănătatea populației. Vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru sport, vă mulțumim că apreciați activitatea noastră. Mulțumim și noi, CVM Tomis, Constanța. Continuăm secțiunea sport. Se acordă trofeul Oameni de Valoare pentru Constanța, Handbal Club Municipal Constanța, prin președintele Asociației Marius Pușcaș. Îl invităm alături de noi. Handbal Club Municipal Constanța a scris istorie în handbalul românesc în ultimii 10 ani, 5 titluri naționale obținute din 2004 și până în prezent și 2 cupe ale României sunt doar o parte din performanțele extraordinare realizate de gruparea de la Malul Mării Negre. Handbaliștii constanțeni au reprezentat cu succes România în cele mai importante competiții europene internaționale, reușind să ridice stacheta performanței pentru celelalte formații din Liga Națională. A fost prima echipă a țării calificată în optimile prestigioase Intrece Challenge Champions League, îmi cer scuze, performanță realizată în sezonul 2009-2010. Felicitări! Mulțumesc! Premiul trebuia să-l primească echipa de handbal, dar marea majoritate a componenților echipei sunt plecați la echipa națională, care are un meci în Lituania. Vă mulțumesc în numele lor. Cu mare plăcere și noi le urăm succes. Tot la categoria sport se acordă trofeul 10 oameni de valoare pentru Constanța doamnei Elena Frâncu. Doctor în management sportiv, este cea mai valoroasă handbalistă lansată de sportul constanțean și din anul 1990 conduce Direcția pentru Sport și Tineret a județului Constanța,
una dintre cele mai importante direcții pentru sport și tineret din România. Prin modestia și înalt profesionalismul ei, a sprijinit sportul constanțean pe toate fronturile și a contribuit activ la creșterea performanțelor acestuia. Doamna Frâncu se află alături de noi pe scenă. Să rămână, doamnă, poftiți! Vă rog. Bună seara, doamnelor și domnișoarelor! Bună seara, domnilor! Sunt obișnuite cu diplome și cu premii, dar nici medalia de vicecampioană mondială. Poate la această vârstă de maturitate nu mi-a dat emoția pe care o am, pentru că orașul pentru, în care m-am născut și pentru care am transmis mesajul sănătății și a sportului, în această seară îmi oferă acest trofeu. Mulțumesc constanțenilor, mulțumesc prietenilor sportului constanțean, vă mulțumesc că exist datorită dumneavoastră și în primul rând familiei mele. Constanța este ceva special pentru că Constanța are oameni speciali. Vă doresc din inimă tot ce este mai bun, așa cum doresc și colegilor mei de la DSJ Constanța. Mulțumesc Federației Române de Handbal prezentă la acest eveniment și oamenilor de afaceri care susțin sportul constanțean. La mulți ani Constanța, la mulți ani ISIS, la mulți ani doamnelor și domnișoarelor. Mulțumim foarte mult, vă rog să rămâneți în continuare alături de noi pe scenă, deoarece vreau să mai înmânăm un premiu. Andreea? Pentru că antrenorul Octavian Belu și cel mai bun gimnast român al anului 2010, constanțeana Ana Porgas, nu a putut fi alături de noi, în această seară vă rugăm să primiți dumneavoastră trofeul și să le trimiteți acolo la Deva. Vă rugăm la microfon. Este în sală vicepreședintele Clubului Sportiv Faru, te rog, Sorin Bașturea, să vii lângă mine. Este meritul clubului pentru performanțele Anei Porgras, de aceea permiteți-mi să predau ștafeta celui care merită să se laude cu performanțele lui Porgras și a antrenorului Octavian Belu. Deci, Ana Porgras a primit trofeul 10 oameni de valoare pentru Constanța la secțiunea sport, fiind cel mai bun gimnast român an anului 2010 și cel mai bun sportiv constanțean an anului 2010. A câștigat medalia de aur în finala la Pârna campionatelor mondiale de la Rotterdam în 2010. Vă rog. Vă mulțumesc, vă spun bună seara. Din partea Anei vă transmit mulțumim pentru acest premiu. Ea se află în cantonament de pregătire în vederea participării la campionatele internaționale ale Franței, ce se vor desfășura săptămâna viitoare, iar la începutul lunii aprilie va participa la campionatele europene. Sperăm și într-o participare deosebită anul viitor, când vor fi Jocurile Olimpice. Mulțumesc în numele Anei pentru acest premiu, mulțumesc din partea Clubului Sportiv Faru, unde Ana este legitimată ca sportivă. Vă doresc, doamnelor și domnișoarelor, la mulți ani pentru ziua de mâine și urez mult succes organizatorilor și felicit pentru această sărbătoare minunată. Vă rog să luați aceste premii pentru Ana Porga și pentru domnul Octavian Belu.